petrecere mare astăzi la Aquastar. Ce sărbătorim? Astăzi, de 4 iulie, sărbătorim ziua Aquaparcului, adică mai exact 2 ani de Aquastar. O zi plină de distracție, plină de concursuri pentru copii, pentru adulți. Vom avea concursul cu zarul pentru copii, unde se poate câștiga înghețată. Vom avea săritul în sac pentru adulți și pentru copii. O să fie trasul frânghiei, tot așa și pentru adulți și pentru copii. Vom avea lovituri de la 11 metri, am invitat portarul de la FC Olimpia, o să stea în poartă, se poate câștiga bere, copii înghețată. De la ora 21 o să vină 4 DJ renumiți, o să fie ceva, un show extraordinar, un show unic, cred că neprea întâlnit în zonele noastre. O să fie spuma party, o să fie show cu lasere, o să fie show cu fum și cu CO2. Și voie bună, muzica la maxim, distracție la maxim. Cum au fost acești 2 ani? Au fost și lucruri bune și lucruri rele. Ne gândim numai la lucrurile bune. Când Aquaparcul a fost plin, când au venit clienți din toată țara și nu numai, au venit și de peste graniță, din Ungaria foarte mulți, deși în Ungaria sunt foarte multe stranduri, foarte multe aquaparcuri. Am avut grupuri din Elveția, din Ceia și chiar și din Canada. A venit un grup, 45 de persoane anul trecut. Ce vă propuneți pentru viitor? Ne propunem să atragem cât mai mulți clienți, să devenim numărul 1 pe Transilvania, pe zonă, pe arie, să vină din ce în ce mai mulți din toate județele și din țările limitrofe. Un mesaj pentru clienții Aquastar acum la 2 ani. Vă așteptăm în fiecare zi anului, indiferent de vreme.